În bătălia dintre Câțu și Orban pentru șefia Partidului Național Liberal, s-a vorbit mult mai mult despre Florin Câțu, mult mai mult decât despre Ludovic Orban. Au fost și o sumedenie de dezvăluiri despre. Cățu au fost subliniate toate inabilitățile, bâlbele, incapacitatea lui de a se exprima. A fost foarte limpede faptul că este un om mânat de nemăsurate orgolii, dar nu despre el este vorba. Este vorba despre Ludovic Orban. Eu cred că este un personaj foarte puțin cunoscut, deși este de mult mai mult timp mai cunoscut decât Florin Cățu. Să încercăm să-l cunoaștem în șase pași. Pasul 1. Ludovic Orban, în iunie 2021, declara, deși am fost părăsit în timpul negocierilor de echipa de negociere votată de PNL, trebuie să știți lucrul ăsta: președintele PNL a fost lăsat singur la negocierile pentru formarea acestei coaliții și negocierile pentru formarea guvernului. Am fost părăsit de Rareș Bogdan, de Raluca Turcan, de Robert Sighiartău, care nu numai că m-au părăsit în timpul negocierilor, Ce au încercat să provoace convocarea nestaturală a unui bilou politic național în pline negocieri pentru a arunca în aer formarea coaliției. Am încheiat citatul. Pasul 2. Iată ce spune Rareș Bogdan în aceeași zi, sigur. La o oră, două, după declarația în care era acuzat alături de ceilalți doi de un lucru foarte grav: acela care ar fi părăsit negocierea pentru formarea guvernului, negociere în urma cărora UDMR-ului, dar mai ales USR-ului, au fost acordate mai multe și mai importante ministere decât puteau visa chiar și în timpul unui vis în roz. Deci, Rareș Bogdan, două puncte, ghilimele. Nu știu de ce domnul Orban a ales să mintă. Poate a sperat că nu va ajunge în spațiu public. Domnul Orban a hotărât și a cedat trei ministere cheie ale PNL. La discuțiile în care PNL a pierdut trei ministere cheie despre care s-a vorbit în toată campania electorală și de la europarlamentare încoace, pentru că sloganul nostru a fost dezvoltăm România, am vorbit despre fonduri europene, am vorbit despre Ministerul Dezvoltării și despre transporturi. Toate cele trei ministere au fost cedate într-o întâlnire la care au participat patru oameni: domnul Orban, dacian Cioloș, Kelemen Hunor și Dan Barna. La această întâlnire, din cele trei ministere, două au fost cedate USR Plus și unul către UDMR. Domnul Orban s-a retras în Vila Lac, într-o altă cameră, iar cei care mai erau în prezență am rămas acolo. A revenit după aproximativ 40 de minute și a zis că a reușit un lucru grozav și că a obținut un minister în plus. Noi, toată campania, am construit-o pe dezvoltări în România, cu bani europeni, pe modelul Cluj-Oradea și tot așa. A zis Orban, nu avem Ministerul Dezvoltării, Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Transporturilor. Atunci am zis, Ludovic, asta puteam avea și acum două săptămâni. De ce am mai continuat dacă tu ai făcut asta? Ludovic, îți bagi joc de noi. Am stat aici, toți ca tu să te duci cu cei trei și să hotărăști, te rog frumos. I-a spus-o și doamna Turcan, lucrurile au degenerat, ne-am certat și i-am zis. Dacă tu consideri că noi suntem doar de decor, iar după patru zile te retragi și hotărăști singur, nu înțeleg ce mai căutăm noi aici, eu nu mai particip cu tine la șarada asta, continuă tu și stai singur cu restul. Sigur, cedarea asta avea să se afle, cedarea asta totală s-a petrecut pentru că Ludovic Orban vroia pentru sine, la schimb, președinția Camerei Deputaților. Ne ducem mai în urmă, cu vreo 8 ani. Pasul 3, Ludovic Orban, în 2013. Propunerea codruței Căveșii, deschid o scurtă paranteză, propunerea codruței Căveșii pentru funcția de șef al DNA. Am închis paranteza, continui citatul. Propunerea codruței Căveșii echivalează cu o trădare de neacceptat față de voința publică exprimată la alegerile din 2012. Este o trădare față de interesul public și este un gest profund imoral. Am încheiat citatul. Deci în 2013, haideți să vedem pe acela Judovic Orban în pasul 4, făcut în 2018, când avea deja un dosar penal la DNA. Citez. Presiunea uriașă a fost pusă cu un singur scop. Să fie revocată codruța căveșii. Din punctul meu de vedere, nu există absolut niciun temei pentru a iniția revocarea doamnei și din funcție. Am încheiat citatul. Ce să comentăm? Nu comentăm nimic. Trecem la pasul 5. Același Ludovic Orban în 2009. Citez. Le-am spus colegelor mele că la liberali doamnele pot să-și facă o carieră politică și că nu este necesar să treacă prin patul nimănui pentru a ajunge să câștige funcții publice. Un exemplu ar fi cel al Raluca Turcan, care a fost asistent a domnului Stolojan, dar și altele. Am încheiat citatul. Pasul 6. În 4 noiembrie 2019, Raluca Turcan a devenit mâna dreaptă a lui Ludovic Orban, viceprim-ministru, adică și ministrul muncii în guvernul Orban 1. N-a fost doar o întâmplare, vreun capriciu, pentru că 5 luni mai târziu, în 14 martie 2020, același Ludovic Orban a păstrat-o lângă el în funcția de viceprim-ministru în guvernul Orban II. Ăsta este personajul.